Bună ziua! La ședința de astăzi sunt prezenți 18 consilieri din totalul de 20 în funcție și vă rog să-mi permiteți să vă reamintesc prevederile articolului 46 din legea 215 din 2015, publicată. Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care fie personal, fie prin soț, soția, fiind sau duce până la gradul a patra inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local. Vă mulțumesc! Ședința a fost convocată de primar pe dispoziția 723.15.03. Înainte de a trece la ordinea de zi, supunem la vot, avem 4 procese verbale, unul în legătură cu ședința ordinară și 3 în legătură cu ședințele extraordinare. Supun la vot primul la ședința ordinară din 2.03.2016. Cine este pentru? Vă mulțumesc, în unanimitate. Supun la vot cele 3 procese de la ședințele extraordinare. Primul proces verbal 11.03. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Procesul verbal din 22.03. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Procesul verbal din 30.03. Cine este pentru? Mulțumesc. Supun la vot ordinea de zi. Dumneavoastră aveți în față 16 proiecte, plus 4 suplimentare, plus raportul de analiză din anul 15. Dacă dumneavoastră mai aveți alte probleme de comunicare ordinea de zi, dacă nu supun la vot ordinea de zi, cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Trecem la analizarea proiectelor. Proiect numărul 1, privind validarea unui mandat de consilier. Avizul Comisiei de validare. Aviz favorabil. Avizul Comisiei juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, împotrivă. Da, vă rog pe doamna Chelariu să le pună în jurământ. Nu? Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roman. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Chelariu, vă felicit pentru venirea în mijlocul nostru și din clipa aceasta puteți participa la Vina Tinerilor. Și eu vă mulțumesc că mi-ați permis să fac parte din această familie a Consiliului Local și sper să contribui în această lună, așa cum toată lumea a spus, consilier pentru o lună, cât nu se știe, nu se știe, că urmează cel alegerile. Cel puțin 4 ani. Mulțumesc! Da. Vă mulțumesc! Proiectul numărul 2. Privind aprobarea concesionării unor terene. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Da, aviz favorabil cu singur amendament la punctul 3 din anexă. Se reduce suprafața de la 40 de metri pătrați la 37 de metri pătrați. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot cu amendamentul domnului viceprimar. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Proiect numărul 3. Privind aprobarea inventarului parțial al terenului proprietate privată a municipiului Roma. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Proiect numărul 4. Privind aprobarea cererilor și repartizarea terenurilor atribuit în baza legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală.
Avizul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Proiect numărul 5. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local 90/2014 și 101/2013 privind regimul juridic, întreținerea și exploatarea locurilor de parcare de pe raza municipiului Roma. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Proiect numărul 6. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local 74/2016 privind aprobarea regulamentului privind activitatea de reclame și publicitate municipiului Roma. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Proiect numărul 7. Privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local 111/2010 privind aprobarea regulamentului, privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activităților comerciale și de prestări servicii în municipiul Roma. Avizul Comisiei pentru Administrația Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Proiect numărul 8. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local 219/18/12/2015 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roman, instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roman. Avizul Comisiei Administrației Publică Locale. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Nu particip la vot, am înțeles, domnul Bogdan și domnul Andrieș. Nu, poate. Doriți reprezentanți în Consiliul Local într-o direcție a primăriei. Nu e. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Proiect numărul 9. Proiectul numărul 9 îl retragem de pe ordinea de zi pentru ca să fie repliat pe noua structură, să nu încheiem între primărie, ci între Clubul Sportiv Municipal, care a luat ființă, și să facem modificare, să mai intrăm ulterior cu o altă modificare. Deci retragem și va intra la ședința următoare pe noua structură deja înființată. Mulțumesc. Proiectul numărul 10. Privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 85/2015 privind înființarea serviciului public de interes local, ștrand, baze sportive și de antrenament și reglementarea activității acestui serviciu. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Proiect numărul 11. Privind aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1.283.282 de lei, în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență a Guvernului numărul 8/2016, privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fonduri Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007-2013, precum și unele măsuri fiscale bugetare. Aici aș vrea să fac câteva precizări, dacă îmi permiteți. Guvernul a pus o pârghie de finanțare la dispoziția autorităților publice locale doar pentru proiectele prinse în această finanțare pe sfârșit de exercițiu bugetar 2007-2014, cu privire la aceste obiective care, din motive obiective, nu au putut fi finalizate pentru că au fost scoase pe sfârșitul acestui exercițiu bugetar la sfârșitul perioadei. Drept pentru care este un împrumut subvenționat, cu dobândă subvenționată de către Guvernul României și care se face doar prin trezorerie, deci este o pârghie deja, ca să spun așa, particularizată, în sensul că este doar pentru aceste tipuri de obiective și doar prin trezorerie acordată de Guvernul României.
și care vin să sprijine finanțarea acestor proiecte care, datorită perioadei scurte în care au fost lansate, în întreaga țară au avut depășit ca termene. Și atunci s-a creat acest mecanism pe care și noi dorim să-l accesăm, așa cum se întâmplă în toată țara cu aceste obiective. Vă mulțumesc! Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. O precizare vreau să fac aici, că noi am considerat, pentru că sumele nu sunt mari, ca împrumutul să nu se ducă pe 20 de ani, ci pe 10 ani. Nefiind un efort major pentru primăria municipiului Roman, atunci am zis să fie redus la 10 ani, pentru ca să putem finaliza în acest an obiectivul, dar plata nu e nevoie de 20 de ani, în 10 ani el poate fi achitat. Mai ales că nu-i purtător de dobânzi majore. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? În unanimitate, mulțumesc. Proiect numărul 13. Privind aprobarea rezultatelor inventarierii și vădării bunurilor de natură, terenul și clădiri la ordinatorii terțiari, unități de învățământ. Bunuri ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Roma. Comisia pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții. Vreau să vă informez că am reușit să facem și mulțumesc pe această cale domnului consilier personal pe probleme economico-financiare, domnul Mihai Flai, o activitate foarte importantă împreună cu Comisia de Inventariere și Comunitățile Școlare, astfel ca să punem la punct patrimoniul educațional. Se încheie o etapă de lucru de aproape un an de zile, în care s-au verificat atât scriptele cât și facticele, cu vizite în teren și cu analiză la fața locului. Avem întreg patrimoniu a sistemului de învățământ cuprins aici în detaliere și ne propunem același lucru ulterior să-l facem și pentru domeniul sănătate. Dar cred că e o acțiune foarte frumoasă, foarte bună, foarte funcțională, în sensul în care multe unități școlare care vor dori să acceseze anumite proiecte sau să aibă anumite activități, să poată folosi această bază într-un spirit foarte corect, foarte bine pus la punct și legal. Vă mulțumesc! Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Proiect numărul 13. Privind rectificarea bugetului local consolidat, a listei de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare și a listei de studii și proiecte finanțate din bugetul de dezvoltare. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Am să fac eu o precizare. Vă rog să supunem la vot pe articole, că sunt anexe separate pentru a nu intra în aceleași discuții. Și totodată vă precizez că pentru anexa 1 nu particip la vot. Nici eu pentru anexa 1. Deci anexa 1, domnul Achirelaie și cu domnul Andrici. Nu particip. Și anexa 2, doamna Tamunici. Supun la vot anexa 1. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Anexa 2. În unanimitate din cei care nu care vot, în sensul ăsta. Anexa 2. Supun la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Așa anexa 3. Supun la vot anexa 3. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Mulțumesc. Proiect numărul 14. Privind modificarea articolului 10 din hotărârea Consiliului Local numărul 62 din 03-03-2016. Avizul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Cultură Publică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Proiect numărul 15. Privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Avizul Comisiei de Buget Finanțe.
Avizul este favorabil cu un, și un amendament, o suplimentare, în urma unei solicitări 8399, în cadrul proiectului Muzeul din școala noastră, Atelier de Creație și Educație, doamna doctoră Tânia Mircea. E vorba de o sumă de 4.000 de lei, pe care Comisia a avizat-o favorabil. Astfel încât proiectul va avea 10 articole, după articolul 9, urmând articolul 10, cu această aprobare. Avizul Comisiei Juridice. Ce? Aviz favorabil. Discuții. Supun la vot cu amendamentul domnului consilier Achelevac. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Proiect numărul 16. Privind mandatarea primarului municipiului Roman și a unor consilier local pentru negocierea și semnarea acordului și contractului colectiv de muncă la nivel de unitate din partea angajatorului, precum și actele adiționale ale acestora. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Da, dacă îmi permite, aș dori să propun cei doi consilieri în persoana domnului Leonardo Achibloaie și doamna Iulia Harvi. E de treabă, adică în sensul că o să fim prezenți la negocieri cu sindicatele împreună. Dacă mai sunt alte propuneri. Supun la vot la vot și fiind vorba de persoane între ei vot secret. Nu, chiar dacă e așa, pentru legalitate, trei vot secret. Hai, dacă avem buletine pregătite. Am înțeles. Și după aia supunem la vot rezultatul. Persoane cu care nu sunteți de acord, puteți să ia cu linie. Deci, după cine nu doriți, tăia. Sau dacă, sau dacă doriți să rămână așa, îl puneți fără a interveni pe el. Nu face pasul la vot. Comisia pentru urbanism. Aviz favorabil. Comisia juridică. Aviz favorabil. Discuții. Dar vă spunem un pic despre ce e vorba. Este vorba despre un contract pe care noi l-am aprobat pe 12 luni. Timpul a trecut, dar se pare că banii vin acum de la Minister pentru construirea de vestiare la Liceul cu Sport, Sportiv Roman și am prelungit de la 12 luni la 24 de luni ca să ne încadrăm în termen. Până la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Proiectul numărul 2, suplimentar, privind darea în administrarea bunurilor imobile, aparținând domeniul public al municipiului Roman, către unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică din municipiul Roman. Avizul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Nu particip. Deci este vorba despre a da în administrare toate bunurile imobile, construcții și terenurile aparținând domeniului public pe care le-am inventariat și în spate avem și protocolul de dare în administrare pe care să-l validăm prin această hotărâre. Vă mulțumesc. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc.
una limitate fără doamna consilier Camerici, da? Proiect suplimentar numărul 3, privind preluarea unor contracte de încheiere prin novații de către CSM Roma. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Urbanism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Este vorba despre contractele care au fost încheiate cu primăria Roman cu privire la bunurile imobilie, proprietatea municipiului și care, prin transfer la Clubul Sportiv Municipal Roman nou înființat, le preiau prin inovație. Mulțumesc. Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. Proiectul suplimentar numărul 4 privind aprobarea preluării în proprietate municipiului Roman a unui apartament. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajare. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Este vorba despre un apartament tot din fostul bloc cu Bulina, acolo unde am mai luat 3 apartamente. Acesta este al patrulea. Este un apartament cu 2 camere de 55 de metri pătrați, pe care îl luăm la același preț pe care l-am luat și pe celelalte, la 6.900 de euro apartamentul. Cele 3, după cum știți, le-am dat în administrare către spital pentru specialiști. Acela cum va urma și acesta, tot pentru specialiștii care, pe care se atragem în municipiul Roman. Mulțumesc! Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc că mâna invitate. Și am ajuns la raportul de activitate al primarului domiciliu. Rog, domnul primar, să facă o sinteză. Eu am înaintat raportul, l-am prezentat și în spațiul public. Îl aveți și dumneavoastră înaintat către dumneavoastră. Se află și pe site-ul primăriei. Sunt lucrurile pe care am reușit să le facem în municipiul Roman împreună în anul 2015. Vreau să vă mulțumesc pentru colaborare și pentru conlucrare. Este o reușită și un succes nu numai a primarului, a primării și a Consiliului Local, a întregului municipiu. Sunt lucruri făcute pentru romașcani. Sunt prezentate pe tipuri de lucrări, pe tipuri de activități și evenimente. Și pentru că ne apropiem de finalul acestui mandat, vreau să vă mulțumesc tuturor pentru colaborare, pentru punctele corecte, verticale, pe care ți le-ați ridicat în Consiliul Local, pentru dezbaterile pe care le-am avut, atât în comisii, atât și în discuții pe grupuri politice și în plen, lucruri care cred eu că au produs hotărâri de Consiliu bune și legale, ținând cont că procentajul de validare a lor de peste 99%, a fost o excepție, parcă, care a trebuit modificată în conformitatea cu legislația modificată. În rest, s-a dovedit că s-au produs acte legislative locale corecte, drepte și bune pentru romașcani. Consider că am avut o activitate foarte bună împreună. Consider că a fost un consiliu lucrativ, un consiliu implicat, un consiliu care și-a dat măsura competenței sale. Mi-aș dori ca și următorul consiliu să fie măcar pe măsura acestui consiliu, în sensul că să fie prezenți oameni care cunosc, care știu, care au probitate morală, care au competență și care vin și se implică și ridică probleme de dragul de a rezolva probleme și nu de dragul de a se auzi. De aceea vreau să mulțumesc pentru activitate și pentru colaborarea pe care am avut-o împreună. Vă doresc sănătate tuturor. Sper să colaborăm cu foarte mulți de aici și în mandatul viitor. Sunt convins că vom putea face lucruri bune și în ciclu 2016-2020 și Dumnezeu să ne lumineze, să ne ajute. Iar acum, fiind în postul Paștelui, nu pot să vă urez decât un post liniștit, un post încărcat de spiritualitate și să primim Paștele așa cum se cuvine la români, la romașcani, cu bunătate, cu deschidere, cu înțelegere, cu toleranță și cu pace. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne apere pe toți și cu toții să ne întâlnim într-un oraș în care locul este sfințit încă dinaintași și în care scriem și noi istorie la rândul nostru pentru ca generațiile viitoare să poată vorbi despre noi la modul apreciativ. Facem acest lucru cu toții și sperăm că vom face în continuare în condiții cât mai bune. Vă mulțumesc, vă urez o zi bună și mult succes tuturor! Și vă mulțumesc!